Salutare rapidiști, vă spunem astăzi de la Brașov, știți bine, Rapidul joacă partida amicală împotriva celor de la FC Brașov, o mai veche cunoștință de-a noastră, multe meciuri jucate împreună, mulți jucători care au trecut și prin Giulești și pe la FC Brașov. E pauză competițională, în curând ne vom uita la meciurile de la campionatul mondial, dar sunt grele zilele fără Rapid și avem ocazia așadar să-i vedem din nou pe băieți la treabă în această partidă amicală. Lipsesc, e adevărat, o serie de jucători, unii la echipa națională și mă gândesc aici la Horațiu Moldovan și la Toni Sefer, dar și la Cristi Ignat. Mai sunt câțiva jucători accidentați, unii în recuperare. E un prilej bun pentru Adrian Mutu să vadă câțiva puști din Academie la treabă. E un prilej bun și pentru fotbaliștii care au prins mai puține minute până în acest moment să joace. E un meci amical, dar un meci amical în care staful Rapidului are multe de urmărit. Vor ieși jucătorii celor două echipe în curând pe gazon. Chiar în acest moment pășesc pe gazonul arenei Silviu Ploieșteanu de aici din Brașov. O vreme tomnatică, așa nu foarte diferită față de ce era în București, vreo 9-10 grade. Picura un pic mai devreme, gazonul arată decent. Să spunem, un gazon mai bun vom avea în Giulești cu siguranță după ce acesta va fi schimbat. Rapidul în echipament complet alb, FC Brașov în tradiționalul galben și negru. Până auzim fluierul de start, să vedem și cele două formații trimise de cei doi antrenori. Brașovul antrenat de Dan Alexa, fostul jucător al Rapidului, secundat de Ștefan Grigorie, un alt fost jucător cu multe meciuri în Giulești. Așadar, Brașovul cu Sebastian Micu în poartă, și el fost jucător al Rapidului, iar în teren sunt Marius Burlacu, Ivan Foștar, capitanul celor de la Brașov, Andrei Marc, Andrei Lascu, Diogo Izata, Alex Saim, Daniel Dumbravă, Adrian Chicăroșă și Milko Anghelov. Rezerve pentru brașoveni sunt Zvonimici Miculici, Tudor Oltean, Igor Iovanovici, Constantin Vasile, Ianis Mbombo, Zoran Mitrov, Eduard Lambrinoc, Vadim Kovalciuc, Dea Morim, Alex Toderașcu, Daniel Mutu, Tudor Cociș, Alexandru Negreanu și Rareș Lazăr. E și o galerie impresionantă a Rapidului, se vor face din ce în ce mai auziți, sunt convins, odată cu startul meciului. Vreo 200-300 de rapidiști salută în acest moment galeria, ca peste tot. Suntem peste tot acasă. Primul 11 trimis de Adrian Mutu astăzi în teren cu Virgil Drăghia, linia de fund din 4 cu Claudiu Belu, Cristi Săpunaru, Alexandru Iacob și Florin Ștefan, Andrei Ciobanu, Alex Ioniță și Pănoiu la mijloc, în față Iacob Voitu și Marco Dugandzic și marocanul Younes Bnou Marzouk. Rezerve tânărul Bogdan Ungureanu, Onea, Dragoș Grigorie, Junior Morais, Xian Emers, Alexandru Crivac, Alexandru Despa, Robert Bădescu și Andrei Dima. Spuneam, vor fi trimiși în teren și acești copii în partea a doua a jocului, probabil. Niște jucători extrem de interesanți. Dacă Alexandru Crivac și Despa au apucat deja să debuteze la prima echipă, cel mai recent meci jucat de ei în Cupa României, au bifat atunci minute bune și au arătat un joc bun. Robert Bădescu și Andrei Dima vin de la echipa sub, de la echipele de tineret ale Rapidului, de jucători extrem de interesanți, tineri și cu perspective foarte bune. Dima chiar are deja meciuri în Liga 1, venit la Rapid de la Academica Clinceni, a jucat în 11 rânduri pe prima scenă a fotbalului românesc. A început așadar prima repriză, un meci amical, dar așteptăm o evoluție solidă a noastră. O evoluție care să îi răspundă probabil lui Adrian Mutu la unele întrebări din această perioadă de pregătire. Ați văzut probabil și programul nostru din acest final de an, programul meciurilor oficiale. Mai e ceva până vom revedea Rapidul într-un meci cu miză. Jucăm cu FC Argeș pe 4 decembrie, duminică 4 decembrie de la ora 19. Ne mai rămâne și un meci în Cupa României, un meci pe care ne dorim și trebuie să-l câștigăm pentru a trece de faza grupelor. Universitatea Cluj rămâne de stabilit ziua și ora în care se va juca acea partidă. Miercuri 14 decembrie jucăm cu Petrolul, tot de la ora 19, dar deocamdată nu e stabilit și stadionul pe care vom juca. O lansare interesantă aici a celor de la Brașov, iese bine din poartă Virgil Drăghia și nu lasă pe bulgarul Anghelov să pătrundă periculos spre poarta sa. Așadar cu Petrolul jucăm miercuri 14 decembrie, dar nu e stabilit deocamdată stadionul și vom încheia anul 2022 în deplasare la UTA, duminică 18 decembrie de la ora 20:30. Din nou Brașovul periculos, dar același Dimitrov, cred că a fost semnalizat în poziție afară din joc, nu? Adrian Chicăroșă, celălalt atacant al Brașovului, semnalizat în offside. Iacob schimbă acum partea la Claudiu Belu Iordache. Un an complicat pentru fundașul nostru, dreapta. Vă aduceți probabil aminte, a început titular meciul cu CFR Cluj din prima etapă, s-a accidentat și de atunci n-a fost deloc ușor pentru el și a revenit la antrenamente, după care i-a recidivat accidentarea. Acum îl vedem în teren, sperăm să fie sănătos și să nu mai aibă parte de ghinioane. E bun moment, sau de fapt am terminat partea aceasta de sezon cu un moment complicat din punct de vedere al lotului. Bună intenția lui Iacob Voitu și-a încercat o pasă printre pentru Marco Dugandzic. Centrarea lui Belu Iordache departe, dar Younes Bnou Marzouk a revenit și el, iată, într-un meci pentru Rapid, a alergat după acea minge, a recuperat-o, i-a transmis-o lui Florin Ștefan, care a centrat însă mult prea lung pentru ca faza aceea să se transforme într-una periculoasă. Belu în centru la Andrei Ciobanu, încearcă 1-2 cu Iacob Voitu și intenția bună, execuția n-a fost însă una reușită și iau de poartă pentru cei de la FC Brașov. Spuneam, Sebastian Micu, un jucător trecut și el pe la Rapid, unul dintre cei doi fotbaliști cu trecut rapidist din acest moment din lotul celor de la FC Brașov. El și Rareș Lazăr au trecut prin Giulești, împrumutați în primă fază aici la Brașov. Acum sunt jucători sub tâmpa cu acte în regulă. O indecizie acolo a lui Iacob, intrare întârziată și e o accidentare care sperăm că nu e una prea complicată pentru jucătorul Brașovului. Sunt ceva spectatori în tribunele stadionului Silviu Ploieșteanu. 1000, poate 2 de spectatori. Vă spuneam și ați văzut Galeria Rapidului la singura peluză a arenei, dar și aici la tribuna 0, tribuna 1, de unde filmăm noi, sunt mulți rapidiști cu fulare, geci, căciuli. Probabil că și la tribuna a doua la fel avem parte de mulți suporteri ai Rapidului. Se ridică până la urmă jucătorul Brașovului. Intrarea întârziată a lui Iacob a lăsat ceva urme pentru el. Sperăm că va fi bine. Dan Alexa, pe banca celor de la FC Brașov, discută cu Ștefan Grigorie. Dan Alexa și Adrian Mutu au discutat minute bune înainte de startul partidei. Prieteni vechi, au jucat împreună și la echipa națională. Atmosfera relaxată înainte de start. Acum toată lumea e atentă, e concentrată. FC Brașov, locul 10 în Liga a doua cu 20 de puncte. Doar 2 săptămâni de pauză pentru eșalonul secund. Pentru brașoveni urmează meciul cu CSA Steaua weekendul viitor. S-a reluat așadar partida cu Alex Iacob, care nu reușește să respingă acel balon. Minge periculoasă aici pentru Virgil Drăghia și primul șut pe poartă este al brașovenilor. Bună intervenția lui Virgil, fața lui Alex Saim, reluare spectaculoasă. Și primul corner în minutul 8 pentru brașoveni. Pe poartă, interesantă încercarea aceluiași Alex Saim. Poftă de joc pentru mijlocașul brașovenilor. Virgil era atent. Greu să cred că putea fi surprins dacă mingea aceea prindea spațiul porții. În fine, plecăm noi la atac acum cu minge pentru Marco Dugandzic. În centru la Andrei Ciobanu, are în stânga pe Florin Ștefan. Trimite mingea lui Ștefan, o centrare care îl căuta pe Iacob Voitu și aflat la marginea careului de 16 metri, interceptat acel balon. Belu nu reușește respingerea din prima, dar rămâne agresiv pentru a recupera mingea. E fault, dar jocul continuă. Cristi Săpunaru pune bine piciorul acolo și e corner. Daniel Dumbravă, fundașul stânga celor de la FC Brașov, cu încercarea de centrare și a doua lovitură de la colț, așadar pentru brașoveni, același Alex Saim, cel care puțin mai devreme a încercat o execuție spectaculoasă, un corner executat direct pe poartă, n-a găsit spațiul porții. Acum centrare respinsă de Marzouk și mingea iese în afara terenului. Marocanul Younes Bnou Marzouk, fără minute în acest sezon de Superligă, fără minute în Cupa României, dar s-a antrenat cu prima echipă constant și iată că acum este trimis de Adrian Mutu la treabă. Marocanul cu evoluții apreciate de suporteri în sezonul trecut. Golurile lui au adus puncte importante la acel moment. Mi-aduc aminte de meciul de la Botoșani, de meciul retur cu Botoșani, de nebunia aceea de partidă de la Târgoviște cu 2-0 pentru Chindia, deși juca în cu doi oameni mai puțin. Marzouk a pierdut între timp prima echipă. E o concurență acerbă pentru posturile de atacant, pentru postul de fapt de atacant de la Rapid. Îl avem pe Dugandzic, îl avem pe Iacob Voitu și mai e și Kevin Lucasen. Olandezul nu este astăzi nici măcar pe banca de rezerve. Noi avem acolo nici pe Crepulia, în continuare accidentat, Mățan, accidentare mai veche pentru el. Lipsesc, vă spuneam, jucătorii plecați la echipa națională. Horațiu Moldovan, cu o prestație excelentă în partida pierdută de România cu 2-1 împotriva Slovenii, și nu puțin au fost cei care au zis că dacă nu era Horațiu în poartă și nu erau intervențiile lui senzaționale, scorul, mai ales în prima repriză, ar fi fost unul mult mai dur. Așteptăm și debutul lui Tony Sefer în tricoul echipei naționale. Cristi Ignat a jucat pentru România sub 20 de ani, echipa selecționată, pregătită de Daniel Pancu. Înfrângere și pentru tineri, 2-1 împotriva Italiei. Tot la națională e și Matias Kait. A jucat de curând câteva meciuri extrem de interesante în cupa, într-o cupă destinată țărilor baltice, în cupa baltică. Out aici pentru noi. Belu în centru la Fane Pănoiu, mai departe la Marzouk, un dribbling și este faultat marocanul. E un weekend plin de fotbal pentru Rapid, chiar dacă Superliga e în pauză. Avem acest meci amical și avem și meciurile de juniori ale Rapidului. Ieri echipa sub 15 ani a câștigat cu 1-0 împotriva celor de la Dinamo în campionatul municipal. Tot ieri echipa sub 16 ani a câștigat cu 3-1 în Liga Elitelor, iar astăzi de la ora 12 a început meciul din Liga de Tineret, iar de la ora 14 va începe meciul echipelor sub 17 ani. Un prim șut periculos pentru noi. Iacob Voituș n-a găsit spațiul porții, dar o execuție bună. O execuție bună pentru atacant. Așadar, să încheiem paranteza meciurilor echipelor de junior. De la ora 12 a început meciul Rapidului împotriva celor de la Sport Team din Liga Elitelor, iar de la ora 14 echipa sub 17 ani, pregătită de Tavi Chihaia, va juca tot împotriva celor de la Sport Team. Florin Ștefan, acum diagonală bună pentru Claudiu Belu. A reușit Ștefan să iasă dintr-o poziție complicată, era închis la mantinelă, cum se spune fundașul nostru stânga. Săpunaru schimbă partea până la Ștefan, frumos din prima către Marzouk. Marzouk pentru acela Ștefan, un pic prea tare. Și reușesc brașovenii să recupereze ușor balonul, incisiv, Fane Pănoiu, în centru la Marzouk, un dribbling frumos. Insistă marocanul, dar nu mai avea pe unde să treacă și brașovenii nu resping convingător acea minge. Ciobanu combină frumos cu Dugandzic, 1-0 pentru Rapid, minutul 16. Frumoasă combinația reușită de ai noștri. Ciobanu, Dugandzic și din nou Ciobanu, care a încheiat această acoladă cu un gol. Un gol logic, dacă aș putea să spun așa ceva. E clar că diferența dintre Rapid și Brașov e una vizibilă. Brașov e o echipă care își caută deocamdată ritmul, își caută drumul către Liga 1, către Superligă. N-au pretenții deocamdată la așa ceva, dar e totuși o echipă de tradiție pe care cred că ne-ar plăcea tuturor să o revedem pe prima scenă a fotbalului românesc. Atenție aici! N-au așteptat prea mult brașovenii pentru a veni cu replica. Un șut periculos. Mult prea ușor a pătruns acolo fundașul drept al celor de la Brașov, Andrei Lascu. Rămân sus jucătorii lui Dan Alexa. Încearcă să pună presiune pe apărarea noastră. Am ieșit bine până la un punct. A scăpat totuși Iacob Voitu și mingea în afara terenului. Andrei Ciobanu, o evoluție foarte bună pentru el în ultimul meci din campionat împotriva celor de la CFR Cluj. A intrat atunci în repriza secundă, după ce s-a accidentat Alex Albu, și a intrat foarte bine. Participat și el la faza care a produs golul egalizator. El i-a plasat lui Alex Ioniță. Mă rog, atunci a trecut mingea și pe la Fane Pănoiu. Alex Ioniță a trimis mai apoi în careu și Dugandzic a finalizat acea situație cu gol bulgaru. Acum la balon cu un dribling, înapoi la Ciobanu, caută poziția de centrare, nu? Eu trimite lui Belu. Din nou Ciobanu a încercat să arunce acea minge printre apărătorii brașoveni către Alex Ioniță. Atenți fundașii Brașovului. Cristi Săpunaru, elegant cu pieptul pentru Belu. Pănoiu în zona liberă la Florin Ștefan. Pornim din nou la atac din linia fundașilor. Toate baloanele parcă trec pe la Ciobanu. Bună pasa lui Belu către Dugandzic, care preia interesant execuția lui Marzouk. Aici n-a avut putere, dar faza a curs extrem de frumos. Pase din prima, preluarea lui Marco Dugandzic și pasul lui cu călcâiul și ele de efect. Relaxați jucătorii noștri și asta se vede în joc. Se vede în joc. E un meci de pregătire în care de obicei nu e foarte important scorul, ci modul în care abordezi partida și poate mai important să nu termini meciul cu daune. E o perioadă destul de lungă fără meciuri oficiale și e important ca fotbaliștii să se poată pregăti în parametrii normali, pentru că mai sunt doar 3 meciuri oficiale din Superliga în acest an. Sunt 3 meciuri importante în care, evident, ca în fiecare partidă avem nevoie de toate punctele, dar acum parcă mai mult ca niciodată avem nevoie de punctaj maxim. 3 din 3 ar fi minunat dacă am reușit să câștigăm toate acele 3 meciuri pentru a rămâne acolo sus în clasament. Preia frumos Alex Ioniță, va căuta colțul lung, driblează și până la urmă e blocat. Vine șutul lui Fane Pănoiu mult peste poartă, dar o nouă situație bună pentru noi. Aducem ușor mingea în preajma careului gazdelor și aproape de fiecare dată reușim să și finalizăm ocaziile. Dugandzic a preluat frumos, combină cu Alex Ioniță, pune bine corpul. Decarul nostru n-a avut însă control, n-a avut controlul mingii în acea situație, dar cum necum rămânem în posesie după această respingere nereușită. Și cred că e corner. Corner, fază fixă, ne-am descurcat bine la ultimele meciuri din Superligă. Chiar la ultima partidă cu CFR Cluj am reușit să reintrăm în meci după o fază fixă. Atunci marca Cristi Săpunaru, cu Săpunaru capul aici a fost al lui Paul Iacob. N-a reușit să cadreze mingea fundașul venit în această vară la Rapid de la Chindia Târgoviște. Apropo de fundaș central, vă spuneam că avem câțiva puști pe banca de rezerve. Unul dintre ei, Robert Bădescu, 17 ani, fundaș central de mare perspectivă, marcat de curând 2 goluri împotriva Farului. Echipa din Constanța, renumită, recunoscută pentru echipele extrem de bune de juniori. Bădescu a avut atunci o prestație bună împotriva constanțenilor. Atenție aici, până la urmă nu se înțeleg jucătorii Brașovului. Bună intenția de pas în adâncime, dar chică roșă n-a răspuns apelului venit din partea colegului său, Spătaru. A fost cel care a încercat acolo lansarea decisivă. Ștefan, sigur, în spate la Virgil Drăghia. Mai departe la Claudiu Belu, care trebuie să fie atent pentru că are marcaj strâns din partea lui Dumbravă și pierdem ușor mingea. Același Dumbravă cu centrare pe 6 metri. Virgil Drăghia, pentru mai multă siguranță, reușește să respingă acel balon. Alex Ioniță, Marco Dugandzic dă din mâini că n-are cum să continue pozitiv acea fază, găsește până la urmă o continuare cu o diagonală tocmai până la Florin Ștefan. Andrei Ciobanu nu s-a înțeles cu Marco Dugandzic. Bună dispoziție de joc și pentru Marco și pentru Andrei până în acest moment. Minutul 24, 1-0 pentru noi. Pentru cei care au intrat mai târziu pe live, Andrei Ciobanu, marcatorul golului. Execuție frumoasă pentru mijlocașul nostru. Un șut din zona centrală de undeva de la 17-18 metri de poarta apărată de Sebastian Micu. Atac mai așezat al nostru. Îi invităm pe cei de la Brașov să iasă la joc, ceea ce se și întâmplă. Alex Ioniță a încercat din prima pentru Iacob Voitu și nu i-a ieșit execuția și e șansa celor de la Brașov să plece pe atac. Ne-am repliat rapid și bine și cei de la Brașov se pripesc și trimit mingea în afara terenului. S-a umplut tribuna oficială a stadionului din Brașov. La tribuna a doua, vedeți, sunt vreo 200-300 de oameni. La peluză e galeria noastră, cu steaguri și eșarfe și tobă n-am văzut, dar au venit și sunt alături de băieți. Belu nu găsește soluție, ba o găsește până la urmă la Iacob Voituș. Prea tare a lovit mingea cu capul și le-am oferit mingea celor de la Brașov. Prea liberă zona centrală, jocul continuă, face semn arbitrul, câteva driblinguri în careul nostru și balonul până la urmă ajunge în brațele lui Virgil Drăghia, același Spătaru, unul dintre cei mai periculoși jucători ai Brașovului. Bine că n-a găsit poziția de șut pe care o căuta cu insistență. Fault aici făcut de Claudiu Belu Iordache. O situație periculoasă pentru brașoveni. Îl agresează un pic acolo Cristi Săpunaru pe atacantul celor de la Brașov și se stinge atacul gazdelor. Pas în zonă centrală, Marzouk trimite un pic în spate mingea lui Iacob Voituș și am ratat o oportunitate interesantă. Frumoasă pasă cu călcâiul lui Dugandzic, n-a continuat, n-a alergat pe direcția pundoiului pe care îl gândise Iacob Voitu și au reușit cei de la Brașov să recupereze. Minge în flancul stâng, să vedem cum e judecat Claudiu Belu în această situație. Se apără bine fundașul nostru dreapta, a avut multă treabă Claudiu până acum, dar s-a descurcat bine. Doar 42 de minute a jucat Claudiu Belu în acest sezon, 30 în acel meci cu CFR Cluj, când vă spuneam că s-a accidentat, vă aduceți aminte cu siguranță, și pe finalul partidei cu Farul Constanța din Cupa România a mai apărut Claudiu în teren. Să vedem acum centrare la prima bară, stă bine Iacob, îl incomodează acolo pe chică roșă. Și n-a fost pericol pentru Virgil Drăghia. Spațiu aici pentru Alex Ioniță, dar nu ajunge bulgarul la balon și Micu își nemulțumește colegii din apărare. Continuarea portarului celor de la Brașov n-a fost una tocmai mulțumitoare pentru ei, dar ce e bine e că rămâne mingea în posesia noastră și putem să vedem un nou atac al băieților. Belu la Pănoiu, din nou Belu cu călcâiul pentru Fane, centrare pe bara a doua, aștepta acolo Marzouk, farfecă, nu? Preia marocanul și încearcă să-i trimită lui Voituș. Ciobanu nu pune piciorul la minge, era acolo risc de accidentare, venise cu talpa, dar nu periculos. Diogo Izata ies frumos brașovenii din defensivă, în aplauzele spectatorilor de aici, de pe stadionul Silviu Ploieșteanu. Și Florin Ștefan accidentat, e un meci amical, repet, dar e un meci amical plăcut până în acest moment. Belu are spațiu să urce, dar preferă să întoarcă la Cristi Săpunaru și vom muta atacul pe flancul stâng. Mă uitam un pic mai devreme la Marzouk, un jucător care caută execuțiile spectaculoase de obicei și avea acolo poziție de foarfecă. Oh, rămâne mingea la Dugandzic. Ia mingea prea de sus și i-a fost greu să o dea pe poartă. Chiar și așa e aplaudat de Adrian Mutu de pe margine. Nu și-a calculat bine pașii. Era într-adevăr și o poziție complicată. Lateral stânga față de poarta lui Micu. A lăsat mingea să îi se urce prea sus și nu mai avea cum să o acopere cu șiretul. Săpunaru scurt până la Claudiu Belu, deși se uita după o nouă lansare în adâncime, cum a făcut-o mai devreme pentru mingea aceea care a ajuns norocos la Dugandzic. Depășit Cristi, a evitat și faultul, dar vine foarte bine din spate Andrei Ciobanu. Bun efort depus de optarul nostru până în acest moment. Cu poftă de joc, cum se spune, activ în ofensivă, implicat în defensivă. N-a jucat foarte mult în acest sezon Ciobi și cu siguranță vrea să arate că e loc de mult mai bine. Repet, bun meciul lui din meciul cu CFR Cluj, bune minutele în care a intrat, a influențat pozitiv partida la cât mai multe, cum se spune. Voituș, Ioniță. Până la urmă e faultat Diogo Izata, brazilianul care e responsabil cu treaba murdară de la mijlocul terenului din echipa Brașovului. Între ghilimele murdară, așa cum o făcea Dan Alexa în vremurile bune. Chirurgul și-a primit porecla după modul în care aborda meciurile acolo în mijlocul terenului. Vor un fault aici brașovenii. Jocul continuă. Belu, Cristi Săpunaru, frumos la Fane Pănoiu. Se uită în perspectivă, nu găsește pasul lung și joacă scurt până la urmă. O nouă situație bună pentru Marco Dugandzic. A pierdut un tempo. Totuși a continuat bine acea fază. Nimeni în fața porții. Să le vedem acum pe Alex Ioniță în duelul 1 la 1. Îi plac mult aceste dueluri și mingea lovită cu capul de Iacob Voituș din linia a doua se duce destul de mult pe lângă poarta lui Micu, dar nouă situație bună pentru noi. Trebuie să fim ceva mai concreți atunci când ajungem cu mingea periculos în fața porții. Două situații bune pentru Dugandzic. N-a finalizat niciuna dintre ele, sau mă rog, pe prima a finalizat-o cu un șut mult peste poartă. A doua n-a găsit execuția finală și a preferat un pas. Acum Dugandzic la Voituș. Centrare. Mingea n-ajunge nici la Marco, nici la Younes, ci la Burlacu, fundașul central al celor de la Brașov. Ciobanu pentru Fane Pănoiu. Suntem 2 la 1 în acea zonă. Putem să dominăm partea dreaptă a atacului nostru. Înapoi la Claudiu Belu. Hop, ușor. Belu și Pănoiu se încurcă. Hands? Sau ce a fluierat arbitrul? Cred că hands, altceva n-ar putea să fie. În fine, minutul 36. 1-0 în continuare pentru noi. Și încă alte câteva ocazii periculoase prin care am fi putut să majorăm diferența pe tabelă. A marcat Andrei Ciobanu și Brașovul cu serie de ocazii, să spunem, una bună chiar la 0-0, iar mai apoi au ajuns doar așa pasageri în careul nostru. Virgil Drăghia de fiecare dată atent. Acum poate fi o situație periculoasă pentru echipa lui Dan Alexa, care n-a gestionat bine momentul. Rămân totuși brașovenii în posesie și nu se mai grăbesc. Un fault acuză acolo bulgarul Angelov. Cristi Săpunaru lângă el și el resimte ceva dureri. S-ar putea să îl fi călcat din greșeală pe atacantul bulgar. Ce sper eu e ca să fie bine și să nu avem parte de nicio surpriză nefericită. În mod normal n-ar trebui să se întâmple asta. Se ridică până la urmă Cristi și e totul bine. Se ridică și Angelov. Rămânem doar cu această lovitură liberă periculoasă pentru brașoveni. Vreo 20 de metri de poarta lui Virgil Drăghia și Alex Saim, cel care va executa. Saim cu două situații interesante, două situații periculoase până acum la poarta Rapidului. Un șut frumos din volei și un corner executat direct pe poartă. Să vedem lovitura liberă. Saim, mingea se lovește de spatele lui Marzouk. Rămân brașovenii în posesie. Florin Ștefan e depășit. Minge respinsă până la urmă de Alex Ioniță. Și o nouă centrare în careul nostru. Trebuie să fie balonul lui Virgil Drăghia și este. Putem pleca periculos pe contraatac. Lung pentru Alex Ioniță. Ajunge mai repede la balon Daniel Dumbravă și e posesie pentru noi. Primește Cristi Săpunaru balonul în timp ce galeria Rapidului îi striga numele. Ștefan, Marzouk, din nou Florin Ștefan. Minge frumos, săltată pentru Voitu și intervenție. Intervenție foarte bună a lui Sebastian Micu. Un portar cu reflexe bune, un portar interesant. Micu, vă spuneam, trecut pe la Rapid și el. Aflat acum în coproprietate. Dar jucătorul Brașovului, Rareș Lazăr, celălalt fost rapidist, a fost împrumutat până de curând aici, acum este definitiv jucătorul Brașovului. Notăm încă o ocazie bună pentru noi, șutul pe poarta lui Iacob Voitu, care s-a descurcat bine, n-a fost o poziție comodă, dar a reușit să își găsească poziția de șut. N-a pus însă prea multă forță în execuție și a reușit și Micu. O intervenție bună. Ioniță rămâne la balon până la urmă. Andrei Ciobanu. Să vedem cum scoatem mingea de acolo. A găsit Belu un culoar. Centrarea lui Dugandzic. Se bagă Marzouk în Burlacu, dar nu reușește să găsească și mingea. Se luptă marocanul pentru minge. Rămâne până la urmă la noi această posesie. Florin Ștefan. Marzouk. interesant, a încercat pentru Iacob Voitu și prea tare însă. Mai puțin de 5 minute din această primă repriză. E un meci amical și mi-e greu să cred că vom vedea prea multe minute de prelungire la această primă parte. Poate unul, au fost două accidentări, în rest un joc cursiv și ar spune chiar atractiv pentru spectatorii de aici, de pe stadionul Silviu Ploieșteanu. Bună centrarea, Burlacu, cel care cred că a trimis acea minge. Da, Marius Burlacu, jucător cu meciuri Liga 1 și el. Dugandzic, coborât până la mijlocul terenului, a greșit execuția largă, croatul după minge vine Florin Ștefan și intră în posesie, e faultat fundașul nostru stânga, cel care va fi titular și în meciul cu FC Argeș din Superliga, foarte probabil. Să sperăm că nu se va mai întâmpla nimic neprevăzut. Junior Morais mai are de ispășit o etapă de suspendare. Țineți minte, cartonașul roșu din meciul cu FCSB a primit 3 etape de suspendare, 2 s-au dus deja cu Craiova și Farul Constanța. Combină frumos jucătorii noștri, ultima pasă însă a fost prea tare, mingea trimisă de Marzouk. Belu foarte bine stă acolo și reușește el să lovească balonul. Același Belu cercat să îl dribleze spectaculos pe bulgarul Anghelov, nemulțumit de decizia centralului care a văzut o intrare neregulamentară acolo. Pe margine se pregătesc și jucătorii noștri de rezervă. Sunt acolo Bogdan Ungureanu pentru postul de portar, Răzvan Onea, Dragoș Grigorie, Junior Morais, Xian Emers, Crivac, Despa, Robert Bădescu și Andrei Dima sunt jucătorii de câmp. Xian Emers arată bine, accidentat olandezul, accidentat belgianul pe final de sezon. O întorsă la ținut departe de gazon, dar are început antrenamentele, ar putea să apară și astăzi în teren. L-am văzut înainte de meci, făcea câteva sprinturi. E bine, arată bine, să sperăm că până când se va relua Superliga va fi în formă maximă, pentru că l-am văzut atunci când e bine, un jucător care livrează, are un gol extrem de important în Superliga, în meciul cu Hermannstadt. Ar mai fi putut avea unul dacă n-ar fi intervenit VAR-ul. A ieșit Alex Ioniță de pe teren și cred că e o problemă musculară la bulgaru. L-am văzut la un moment dat ținându-se de pulpa piciorului drept. Intră pe teren Andrei Dima. Vă spuneam, tânărul mijlocaș ofensiv al Rapidului, 16 ani, venit de la Academica Clinceni, acolo unde a reușit să bifeze 11 meciuri în sezonul trecut de Liga 1, atunci când ilfovenii aveau probleme financiare serioase și la un moment dat rămăseseră cu doar cu o echipă de juniori. E minutul 45 aici între timp. Vom auzi cu siguranță în curând ultimul fluier al acestei partide. Poate un ultim atac pentru cei de la Brașov. Mingea la Florin Ștefan, care găsește bine în centru pe Ciobanu. Lansarea către Dugandzic, n-a fost offside, dar e greu să ajungă croatului la acel balon. Pănoiu a lăsat mingea să treacă și aici nu e fluierul arbitrului pentru un foul, ci e ultimul fluier al primei reprize. Așadar, Rapid conduce pe FC Brașov cu 1-0 după primele 45 de minute. A marcat Andrei Ciobanu. Luăm și noi o pauză de aproximativ 15 minute și revenim cu repriza secundă. E aproape gata pauza aici la Brașov. Deci jucătorii lui Dan Alexa au ieșit deja pe gazon. În curând vor ieși și băieții lui Adrian Mutu, care pregătește două schimbări la pauză, în plus față de cea făcută chiar înainte de finalul primei reprize, atunci când Alex Ioniță a ieșit de pe teren. A acuzat decarul nostru o durere musculară, dacă am reușit să-mi dau eu bine seama, undeva la pulpa piciorului drept. Să sperăm că e bine bulgarul și că nu e nimic complicat pentru el. Altfel, pe gazon vor intra și Dragoș Grigorie și Junior Morais. Și au ieșit și ceilalți băieți. Încerc să-mi dau seama dacă portarul nostru în repriza secundă va fi tot Virgil Drăghia. Da, e deja acolo. Salută galeria. S-a dus până la galerie să salute Virgil Galeria. Așadar, Rapidul în repriza secundă cu Virgil Drăghia în poartă, Claudiu Belu, Iordache, Dragoș Grigore ia locul lui Cristi Săpunaru. Lângă el, în centrul defensivei, este Paul Iacob. A ieșit Florin Ștefan și a intrat Junior Morais. Mijlocul de 3 cu Ștefan Pănoiu, tânărul Andrei Dima și Andrei Ciobanu. În față sunt Iacob Voitu, Marco Dugandzic și Younes Bnou Marzouk. Începe Brașovul această repriză secundă de la scorul de 0-1. Andrei Ciobanu a marcat golul din prima repriză și cu un corner. Corner făcut cadou de Claudiu Belu, Iordache, minge respinsă bine de acolo de Paul Iacob. Rămân brașovenii periculoși. Atenție la o intervenție periculoasă a lui Belu. Mi-a fost frică de un penalti. Până la urmă reușim să evacuăm pericolul, urcăm liniile și rămâne 1-0 pentru noi. Încerc să identific și schimbările din echipa Brașovului. Vom vedea pe parcurs care sunt fotbaliștii care sunt în teren pentru Dan Alexa. Diagonal acum până pe partea dreaptă la Andrei Lascu, care îl depășește frumos pe Junior Morais și avansează mai departe la nou intratul Vasile. Din nou Lascu îl găsește bine în careu pe jucătorul cu numărul 20, periculos și în prima repriză. Ștefan Spătaru a șutat la colțul scurt. Drăghia, atent, a blocat acea minge. Început mai bun așadar pentru brașoveni. Semn că Dan Alexa a insistat la pauză mai mult în anumite zone și jucătorii lui au intrat ceva mai montați. Și începutul primei reprize a fost bun pentru brașoveni, cu două situații periculoase pentru ei la scorul de 0-0 prin Alex Saim. Până la urmă, ocaziile mai mari. Ocaziile mai mari și golul, evident, a venit de partea noastră. Interesant de urmărit și jocul lui Andrei Dima. Spuneam, doar 16 ani pentru mijlocașul venit la Rapid, la Academie Rapid, la juniori, în această vară de la Academica Clinceni, dar se laudă deja cu 11 apariții în Liga 1. Semn că s-a călit deja destul de bine în fotbalul românesc. La Rapid are 13 partide pentru echipa sub 17 ani, pregătită de Octavian Chihaia, 13 partide și 6 goluri, un meci în Cupa României și un gol pentru el. Foarte bine, Andrei Dima protejează aici. Avea o continuare bună, dar arbitrul n-a fost de acord, a fluierat un fault. Lovitură liberă de la distanță mare de poarta lui Virgil Drăghia. Mi-e greu să cred că vom vedea o execuție direct pe poartă, dar cine știe. Spătarul își face pașii pentru un șut direct la poartă. Un singur om în zid, micuțul Andrei Dima, cel care este lovit de minge și Junior Morais îi trimite balonul cu capul lui Drăghia. Ciobanu la Belu, mai departe la Voituș, spate la același Belu care îl caută pe Marco Dugandzic. E posesie până la urmă pentru cei de la Brașov. Atent Junior trimite în afara terenului. Reamintesc, brazilianul, fundașul nostru stânga, mai are de ispășit o etapă de suspendare după roșul văzut în meciul cu FCSB. A stat în partida cu CSU Craiova de pe Giulești. A stat și în meciul de cupă cu Farul Constanța, tot de pe Giulești, și va lipsi de la meciul cu FC Argeș din deplasare 4 decembrie. Duminică 4 decembrie, atunci va fi acea partidă. Să-l vedem acum pe Younes Bnou Marzouk. L-a căutat pe Dugandzic. Se întoarce mingea la marocan. Pănoiu, Junior, din nou Pănoiu, pase din prima. Marzouk pentru Morais și face semn în Marzouk să trimită mai departe. Se trimite în spate la Iacob, a insistat marocanul acolo în flancul stâng. Din nou el, din prima, bine, a încercat pentru Dugandzic. Și acum cei de la Brașov pot pleca pe contraatac. Ce viteză are Daniel Dumbravă. Vine Dragoș Grigorie și rezolvă acea situație. Același Dumbravă în duel 1-1 cu Belu a reușit centrarea, la fel cum a reușit și Virgil Drăghia să boxeze acel balon. Îl așteptăm în poartă și pe Bogdan Ungureanu, tânărul portar al Rapidului, 15 ani. L-am văzut apărând poarta primei echipe a Rapidului în meciul de inaugurare al Giuleștiului, acel meci amical cu Poli Timișoara. Îl așteptăm probabil pe teren și pe Robert Bădescu. Vă spuneam, un alt tânăr al Rapidului, jucător la echipa de juniori sub 18 ani, echipă ce joacă în acest moment în Liga de Tineret împotriva celor de la Sportim. Mă așteptat să văd continuarea acestei faze. Echipa de tineret a Rapidului, jucătorii cu vârstă sub 18 ani joacă de la această oră împotriva celor de la Sportim. Iar apoi, de la ora 14, echipa antrenată de Octavian Chihaia, jucătorii Under-17 vor juca tot împotriva celor de la Sportim. Ambele echipe în ligile de elită destinate juniorilor, cu sezoane bune. Sezoane bune, rezultate bune. Le ținem pumnii și puștilor Rapidului, evident. Belu într-o zonă fierbinte pentru Fane Pănoiu, care se descurcă excelent. Pănoiu, 54 de minute bune pentru el până în acest moment. Se vede că joacă pe postul care îi vine cel mai bine, e cel mai confortabil în această zonă a terenului. Dacă spuneam că le ținem pumnii puștilor Rapidului în meciurile din campionat, evident că le ținem pumnii și lui Horațiu Moldovan și lui Antoniu Sefer. Cei doi jucători convocați la națională joacă în această seară împotriva Republicii Moldova. Sperăm că joacă, sperăm să-i vedem în teren. Horațiu cu o prestație excelentă, una cu care noi la Rapid suntem obișnuiți. Îl așteptăm și pe Antonio să debuteze la echipa mare cu meciuri deja la tineret. Sezon bun pentru Toni, unul dintre cei mai buni marcatori ai noștri, 5 goluri pentru el. Golgheterul Rapidului la zi este Marco Dugandzic cu 6 reușite. Croatul, ultima chiar în meciul cu CSU Craiova, lansare bună pentru Marzouk, dar se ridică fanionul de la margine. Poziție de offside în care a fost semnalizat marocanul din atacul nostru. Minutul 56, momentul în care se fac două schimbări la FC Brașov. Dan Alexa îi trimite în teren pe Zoran Mitrov și pe Eduard Lambrinoc. A ieșit și de la noi Andrei Dima, a primit vreo 15 minute tânărul nostru mijlocaș, locul lui în teren luat de Alexandru Crivac. Moment în care cred că am schimbat sistemul din 4-2-3-1 într-un 4-2-3-1. Mai vedem, ne mai uităm la băieții noștri. Junior în zonă centrală, iese bine de acolo. Dugandzic stă bine pe picioare. Fane Pănoiu luat în primire de Izata. Junior din nou, bine, pune bine piciorul și se aude un bravo, boss. Cred că Belu l-a felicitat pe brazilian. Junior, mi-e greu să cred că e cineva care nu știe. Ups, aici Virgil rovește rău mingea, dar a fost atent Claudiu și n-a fost pericol pentru noi. Spuneam că mi-e greu să cred că există cineva care nu știe porecla lui Junior Morais, dar de menționat, bosul, așa este, a alintat fundașul stâng al Rapidului. Nimic, n-are cum să fie fault acolo, deși se resimte atacantul celor de la Brașov. Marzouk vede bine continuarea la Pănoiu, care încearcă din prima pentru Dugandzic. Plecase croatul în altă direcție și Crivac, cel care faultează la mijlocul terenului. S-au grăbit brașovenii, au încercat să repună repede ceea ce au și făcut, dar continuarea lor a lăsat de dorit, au reușit să, între ghilimele, reușit să trimită mingea direct în afara terenului, așa că e balon pentru Rapid. Belu până la Voituș pe spate, a vrut probabil pentru Dugandzic, recuperează același Belu care insistă pentru minge, o pierde până la urmă și ajunge acest balon în brațele lui Daniel Mutu, portarul din repriza secundă pentru FC Brașov, după ce în prima parte poarta gazdelor a fost apărată de Sebastian Micu, fost jucător la Rapid. Talpă, joc periculos și corect se aude și fluierul centralului. Junior a intrat pe teren și se simte apariția și experiența brazilianului. 2 goluri pentru el în acest sezon de Liga 1 și ce goluri! 2 execuții, marcă înregistrată, ar spune deja, pentru Junior. 2 rachete Solaer care ne-au făcut bine acolo în clasament. Junior a aruncat lung spre Marco Dugandzic, acum Fane Pănoiu la Belu pentru Voituș, care are nevoie de sprijin. A vrut un fault, tușierul n-a fost de acord și a ridicat fanionul, semn că e out pentru gazde. Revine mingea la noi destul de repede și revine la FC Brașov între timp. Momente de joc mai puțin reușit în aceste secunde. Marco Dugandzic cu pieptul elegant, tot Rapidul în posesie. Crivac șutează, face semn că ar fi fost un hands în careu. Centralul nu e de acord. Mai important e că rămânem în posesie, fără șut pe poartă pentru noi în această repriză secundă, după o primă parte bună. Multe situații, e adevărat, n-am fost foarte concreți acolo în fața porții. Au mai fost și intervenția de fapt a lui Sebastian Micu la execuția lui Iacob Voitu și au fost situațiile lui Marco Dugandzic. Au fost gestionate foarte bine atunci de croat, așa că scorul este doar 1-0. Încă 2 schimbări la FC Brașov. Intră pe teren Ianis Mbombo și intră și mai vechea noastră cunoștință, Rareș Lazăr, jucător al Rapidului până anul trecut. Împrumutată în primă fază aici sub Tâmpa, acum definitiv jucător al Brașovului. Se resimte Iacob Voituș, o lovitură la cap, e tare totuși atacantul nostru. Se ridică, totul bine și jocul poate continua. Mă întrebam când intră Bogdan Ungureanu în poarta noastră. Ei, chiar acum se întâmplă acest lucru. Virgil Drăghia îi dă banderola lui Dragoș Grigorie. Banderolă luată de la Cristi Săpunaru la pauză. Iese așadar Virgil și intră în poartă tânărul Bogdan Ungureanu. Reghia, cel care a apărat poarta noastră în acest sezon în Cupa României. Bogdan Ungureanu, un portar de mare viitor, doar 15 ani pentru el. Vom mai vorbi cu siguranță peste ani despre el. Ciobanu combină cu Marzouk Junior. Blocată pasa lui, din nou Junior vine cu centrare, minge respinsă, șutul lui Belu, Iordache puțin pe lângă poartă. Frumoasă progresia noastră, frumoasă faza, frumos dezvoltat jocul. E adevărat, balonul a ajuns și cu puțin noroc la Claudiu. Bună execuția lui, ar fi fost evident și mai bună dacă reușea să trimită mingea pe poartă, dar așa notăm prima ocazie periculoasă pentru noi în această repriză secundă. Atenție aici, mingea ajunge cu noroc la jucătorul cu numărul 24, Eduard Lambrinioc, intrat în partea secundă în atacul echipei pregătite de Dan Alexa. Îți spuneam înainte de meci, ca și acum, de altfel, o atmosferă foarte, foarte bună la această partidă amicală. Dan Alexa și Adrian Mutu au conversat minute bune. Dan Alexa a fost jucător al Rapidului, fost antrenor al Rapidului, cunoștință veche cu actualul antrenor al Rapidului, care a încercat o preluare spectaculoasă cu călcâiul, așa ca în vremurile bune. Iacob, elegant, îl culcă pe Mbombo. Ciobanu, cât pe ce să se încurce cu Junior, se descurcă cei doi până la urmă. Ciobanu, asta e o intrare tare, da. Și scoate cartonașul galben centralul partidei, Andrei Marc. E primul jucător avertizat. Cred că mai mult s-a speriat Marzouk, s-a auzit strigătul lui de sperietură, că de durere pare că n-a fost. Încă o schimbare la noi. Iese Claudiu Belu-Iordache și a trecut în cont o ocazie bună ceva mai devreme cu acel șut pe lângă poartă și intră Răzvan Onea, titularul din flancul drept al apărării noastre. Lovitură liberă, așadar bate Andrei Ciobanu. Resping brașovenii, să vedem mingea a doua cum jucăm. Rămâne cum necum la noi un șut înghesuit al lui Voituș și reușesc brașovenii până la urmă să dezvolte acest contraatac cu minge până la Mbombo și un fault bun făcut de Ștefan Pănoiu la mijlocul terenului. Pe margine au mai rămas la încălzire pentru noi Despa și Robert Bădescu. Până la urmă Emers, deși era trecut pe... Oh, ce execuție frumoasă, să vedem și continuarea. A aplaudat foarfeca laterală a lui Constantin Vasile. De apreciat curajul, chiar dacă mingea nu s-a dus spre poartă. Spuneam, Xian Emers, belgianul, deși era trecut pe foaia de joc și l-am văzut la antrenament, nu la încălzire, înainte de meci, pare că nu va fi trimis în această partidă. E deocamdată în perioada de recuperare și cu siguranță staful nostru tehnic a considerat că nu merită riscul, nu merită să-l introducă pe teren. Emers a suferit o întorsă și e bine să nu forțeze. Mai e mult timp de pregătire la dispoziție. Următorul, primul meci, de fapt, oficial din această perioadă va fi abia pe 4 decembrie. Rămânem sus și forțăm pe brașoveni să încerce să sară liniile noastre pentru a dezvolta un eventual atac. Până la urmă sunt nevoiți să întoarcă mingea în apărare. Paul Iacob, atent, rezolvă cu ușurință acea situație. Fane Pănoiu la Junior Morais calmează jocul brazilianul. Iacob la Ciobanu. Junior cu Marzouk, coborât iată până spre jumătatea părții noastre de teren. Onea la una dintre primele sale incursiuni, contrat puternic. Și Onea a acuzat la ultimele partide din Superligă ceva probleme musculare. Între timp, iată, îl vedem, e bine. Și e bine să își revină toți jucătorii accidentați din această perioadă. Crepulia, Albu, Mățan, Costache. Lucasen are și el ceva probleme. Un hands făcut de Marzouk într-o zonă periculoasă, practic o lovitură liberă făcută cadou brașovenilor. Acum când intrăm în minutul 71, același 1-0 stabilit din prima repriză. Andrei Ciobanu, cel care a reușit să înscrie. Tudor Oltean, cel care va executa lovitura liberă de pe poartă, centrează, vedem acum, de pe poartă, de pe jos, despre poartă, de fapt, de pe jos, minge respinsă în corner de Marco Dugandzic. Până acum ne-am descurcat bine la aceste faze fixe, la cornere. Se vede minge pe careul de 6 metri. Andrei Marc s-a întâlnit cu balonul, dar n-a reușit să-l trimită și pe poartă. Iacob la Dragoș Grigorie, rămân agresivi în teren cei de la FC Brașov, poziții extrem de avansate, dar noi reușim să ieșim foarte bine de acolo. Minge pentru Răzvan Onea, viteza nu e o problemă pentru el, dar pasa n-a fost una tocmai reușită. Junior elegant din corp driblează doi adversari. Marzouk vede bine continuarea pentru Dugandzic, dar execuția n-a fost una grozavă. Minge grea în flancul drept, gestionată bine până la urmă de brașoveni. Junior, centru la Fane Pănoiu, Junior în spate, pase din prima și dăm atacul în flancul drept la Răzvan Onea, cel care a încercat lansarea pentru Dugandzic. Pentru Rapid, până la restartul Superligii, urmează perioadă de semi-cantonament, să zicem, cu antrenamente la baza Mob Expert Constructorul. Vă reamintesc, mai avem de jucat 4 partide oficiale în 2022, 3 în campionat, cu FC Argeș în deplasare pe 4 decembrie, duminică 4 decembrie, de la ora 19. cu Petrolul miercuri 14 decembrie de la aceeași ora 19. Acasă va fi acel meci, dar rămâne de văzut unde vom juca. Gazonul pe Giulești se schimbă. Vom afla în curând. Iar ultimul meci al anului va fi pe 18 decembrie, duminică, de la ora 20:30, în deplasare la UTA Arad. Între aceste partide vom mai avea partida de cupă cu Universitatea Cluj undeva pe 6-7 decembrie va avea loc acel meci. Încă n-a fost stabilită data și ora. Oricum, oricând am juca, locul știm, Cluj Arena, dar indiferent de zi și de oră, important e să câștigăm acea partidă, pentru că cu o victorie împotriva celor de la Universitatea Cluj suntem calificați din faza grupelor. Vom ajunge în sferturi. Cupa României, un obiectiv important în acest sezon, la fel cum este și accederea în play-off, play-off-ul Superligii. Deocamdată suntem pe locul 3, ce-i drept, mai sunt niște lucruri de elucidat în acel clasament, pentru că în continuare există echipe cu mai puține meciuri disputate. Vedeți că aici la CFR Cluj, CSU Craiova, FCSB. Noi, oricum, trebuie să ne gândim doar la meciurile noastre și lucrurile vor sta bine dacă vom reuși să ne câștigăm meciurile. Încă 15 minute aici, la Brașov, între FC Brașov și Rapid. 1-0, încă din prima repriză Andrei Ciobanu a reușit să marcheze. Tot Ciobii, acum la balon deposedat frumos de Constantin Vasile, și brașovenii cu posibilitate de contraatac. Mingea este prea lungă totuși. Balon în spate până la Dragoș Grigore. Fane Pănoiu vrut să filtreze puțin jocul pentru Iacob Voitu și interceptat acel balon, și brașovenii cu o nouă execuție ratată. Junior în spate la Paul Iacob. Iacob până la Onea. Pănoiu, Ciobanu îl are în stânga pe Morais. Morais la Marzouk. Preluarea n-a fost una grozavă. Cercat un pas pe spate, depășit ușor Fane Pănoiu în centrul terenului de brazilianul Saim, cel care acuză și ceva dureri după acel moment. Adrian Mutu se pregătește să facă o nouă schimbare. Alex Despa intră în locul lui Younes Bnou Marzouk, marocanul, la prima apariție în tricoul Rapidului în acest an. A insistat, a fost bătăios, dar n-a avut prea multe reușite. Portughezul Diogo Ijata, i-am zis că e brazilian un pic mai devreme, s-a ridicat până la urmă de pe teren. Până la urmă face semn că nu mai poate. Nu e niciun jucător de la Brașov pe margine să Ia locul aplaudat, semn că e extrem de apreciat aici la Brașov. Diogo Nijata, 25 de ani, venit din Slovenia, de la FC Koper. A jucat în România în sezonul 2021-2022 la Gazmetan Media și în locul lui intră pe teren cu jucătorul cu numărul 10, Alexandru Negreanu. Minge în stânga la Vasile, luat în întâmpinare, luat în primire de Junior Morais și Iacob fără probleme de lângă Mbombo. Pănoiu, un centru la Crivac, Dugandzic poate trimite lui același Pănoiu care pune frână și întoarce mingea la Andrei Ciobanu. Pănoiu la Morais, Ciobanu pus sub presiune. Se descurcă, spuneam și în prima repriză, bună dispoziția de joc pentru Ciobi și nu doar pentru că a marcat acel gol, dar cu poftă de joc, extrem de implicat în faza ofensivă, extrem de implicat și în partea defensivă în momentele în care echipa s-a apărat. Bună prestația lui astăzi. La fel cum și Ștefan Pănoiu a făcut un meci bun până în acest moment. El pasează lui Crivac, care a trimis cu călcâiul lui Despa. Pănoiu, flancul stâng ocupat în acest moment de jucători tineri. 20 de ani Crivac, 20 de ani Despa, 19 pentru Fane Pănoiu. Acum Voituș la Despa, să vedem continuarea. N-a vrut rău acolo tânărul nostru mijlocaș ofensiv. A scos până la urmă un corner. Minutul 82. Corner pentru noi. Și poate marcăm și golul 2 ca să continuăm și rima. Bate Fane Pănoiu pe bara a doua. Minge lovită cu capul de Alex Crivac. N-a reușit să cadreze acea minge. Se mai fac două modificări la FC Brașov. Intră pe teren jucătorul cu numărul 27, Igor Jovanovici. Intră pe teren și jucătorul cu numărul 16, jucătorul cu numărul 16 care nu e trecut pe foaia de joc, așa că voi cere scuze pentru că nu îi voi spune numele. Probabil că în următoarele momente va intra la noi și Robert Bădescu. Să vedem dacă decide Adrian Mutu să-l trimită în teren și pe tânărul fundaș central de 17 ani. Pănoiu, Despa bagă un pic piciorul sub minge și o trimite în afara terenului. Ciobanu până la Răzvan Onea. Vine Ciobanu și cere din nou mingea, pas cu călcâiul la lui Iacob Voituș. Tot un pas cu călcâiul îl depășește pe Răzvan Onea. Rareș Lazăr, cel care a reușit execuția. Brașovenii în flancul drept la Constantin Vasile. Junior e mult prea experimentat pentru a putea fi depășit de o astfel de minge și vine și momentul schimbării despre care vorbeam ceva mai devreme, intră Robert Bădescu, iese Marco Dugandzic. Să vedem unde se duce. Ești un atacant, ești un fundaș central. Bădescu se duce pe post de fundaș stânga și probabil că va avansa Junior. Ciobanu la Dragoș Grigorie, mai departe la Crivac. Uituși din prima, prea lung, prea tare. Nemulțumit atacantul de execuția lui. Oh, ce intercepție a lui Junior, care reușește să țină mingea în teren și să scoată și un out. Bossul e boss, cum se spune. Bună repriza pentru brazilian. Piesă de bază, cărămidă importantă acolo în defensiva Rapidului. Așteptăm să treacă și ultima etapă de suspendare și să îl vedem din nou la treabă în meciurile oficiale. Aici Paul Iacob îi închide bine culoarul lui în bombă. Oricum nu cred că ar fi ajuns atacantul Brașovului la cea minge. Bădescu îi pasează lui Junior Morais. Pănoiu pe spate pentru Despa, care este faultat. Bădescu, vă spuneam, 17 ani, venit la Rapid de la Academia ProSport. Joacă pentru echipa de tineret a Rapidului, Rapid Under-18. Are 11 meciuri în campionat, 4 goluri pentru el. Nu e rău deloc pentru un fundaș central. Face cuplu acolo cu Cristi Ignat. Cristi Ignat, care dacă nu era convocat la echipa națională sub 20 de ani, era și el astăzi aici. Așa, a jucat deja un meci sub comanda lui Daniel Pancu, partida pierdută de România împotriva selecționatei Italiei. Și dacă tot vorbim de meciurile echipei naționale, să ne gândim și la Naționala Mare, pentru că îi avem acolo pe Horațiu, spuneam, îl avem acolo și pe Toni. Sperăm să-l vedem debutând. Nu mai mult până la final, vreo 3 minute din timpul regulamentar și probabil 1-2 de prelungiri. Dan Alexa face ultimele 2 modificări. Sunt jucători cu siguranță de la echipa secundă, nu i-a mai trecut pe foaia de joc, dar având în vedere că e un meci amical, cei 2 antrenori, cele 2 staffuri s-au înțeles să poată folosi cât mai mulți jucători au la dispoziție. Noi i-am trimis pe toți. Bogdan Ungureanu, unul dintre jucătorii tineri trimiși în teren de Adrian Mutu, reține cu mare siguranță acel șut pe poartă. Vă spuneam, astăzi la Brașov a venit și Xian Emers. Făcea niște sprinturi înainte de meci, dar vine după o accidentare și belgianul n-a fost trimis în teren de Adrian Mutu. N-are rost să riște o recidivă. Iacob, frumoasă diagonala pentru Onea. N-a ajuns mingea la destinatar. Luptă acolo Onea și Iacob Voitu pentru minge, cu prețul unui faul, dar bună insistența celor 2. Bădescu foarte bine a venit în întâmpinare, i-a pasat lui Iacob, care îi pasează lui Dan Alexa. Aplauzele sunt pentru el și pentru preluarea frumoasă reușită de fostul jucător și fostul antrenor de la Rapid, care are și timp să glumească, să uita spre banca noastră de rezerve. Nu știu dacă vorbea cu Adrian Mutu, care și el la un moment dat a încercat o preluare ceva mai sofisticată, ceva mai complicată cu călcâiul. În fine, minutul 89. Unul din ultimele atacuri al Brașovului. Despa vine la pressing, reușesc brașovenii să scoată mingea din acea zonă. Rareș Lazăr. Fac posesie brașovenii, dar o fac la mijlocul terenului. Când se apropie de poarta noastră reușim să recuperăm cu ușurință, dar a fost fault, cel puțin așa a văzut centralul partidei, considerat că intervenția lui Alex Crivac n-a fost una regulamentară. 5 minute de prelungire arată centralul partidei, minge respinsă fără probleme de Crivac. Tot brașovenii în atac. Depășit Bădescu, până la urmă a venit Junior să rezolve situația. Și acum face un fundaș cu experiență, fără prea multe discuții. Și aici o nouă lovitură liberă, un pic prea ușor acordată, nu de arbitru, ci de noi. Ar fi trebuit să rezolvăm mai cinic toate aceste momente. Lovitură liberă, așadar periculoasă, aș zice, pentru cei de la Brașov, chiar dacă în niciuna din momentele în care au avut faze fixe în apropierea porții noastre nu au reușit să o convertească într-o situație periculoasă, poate că nu o vor face nici acum. Bate Zoran Mitrov. 2 jucători în zidul porții apărate de Bogdan Ungureanu, sunt acolo Despa și Fane Pănoiu. Bate Mitrov, respinge Junior Morais, primul jucător al nostru din Careu. El a întâlnit mingea, el a reușit să o evacueze de acolo. Rămân periculoși brașovenii. În Bombo, pe el îl căuta acea minge, dar Dragoș Grigorie, totuși un fundaș mult prea experimentat pentru a fi depășit chiar așa ușor de o minge din aceasta plouată acolo în Careu. Crivac, Alex Crivac n-a fost foarte hotărât, sau cel puțin așa mi s-a părut mie în acea situație. A ezitat un pic și le-a permis apărătorilor brașoveni să revină pe poziții și să recupereze și balonul. Panoiu la Despa, se aude singur, trimite mai departe la Crivac, încarcă pentru șut. Încărcat prea tare. A trimis mingea destul de departe de poartă. Se mai întâmplă. Bine că n-a ezitat de această dată și că s-a gândit la șut și l-a și executat. Moment în care galeria Rapidului strigă numele și lui Dan Alexa. Aplaudă antrenorul Brașovului, fostul jucător al Rapidului și fostul antrenor al Rapidului. Și s-a auzit și ultimul fluier al acestei partide. FC Brașov, Rapid 0-1. Câștigăm acest amical jucat sub tâmpa. Are probabil Adrian Mutu răspunsurile pe care le căuta din această partidă amicală. Are și pixul la el pentru că e asaltat de jucători pentru a da autografe. Eu am fost Andia Mironoi în speranța că ne-am petrecut o duminică, un prânz împreună liniștit și fericit. Vă urez în continuare un weekend frumos și hai Rapid!